Geamurile vechi și crăpate ale secției de consultații ale Spitalului Raional Basarabeasca în sfârșit au fost demontate și înlocuite cu altele noi, iar angajații de aici au fost scutiți de mai multe griji. Această clădire a fost construită în 1984 și de atunci geamurile n-au fost schimbate. Ați observat în ce stare se află, că nici nu pot fi deschise și nici spălate, iar în unele cabinete sunt bătute în cuie. Executarea lucrărilor de schimbare a geamurilor a fost posibilă grație unui grant din partea FISM-ului. Это был выгодный грант из ФИСМ, 400 000 лей. Am câștigat un grant din partea FISM-ului în sumă de circa 400 de mii de lei. Schimbăm ferestrele și ușile pentru a păstra căldura în policlinică, pentru că se cheltuie mult pentru încălzire. Ne-am adresat către FISM și ne-au auzit problemele, că policlinica are nevoie de reparație capitale. De aceea s-a și hotărât și am reușit să schimbăm ferestrele și ușile. În timpul filmărilor, în secție erau deja schimbate 6 ferestre. Potrivit lucrătorilor, demontarea acestora a fost cam dificilă. Cât timp v-a luat să demontați ferestrele vechi? Aproximativ 40 de minute. Este cam dificil pentru că sunt vechi, iar pervazul este de beton. Trebuie tăiate în întregime și apoi să le scoatem. Angajații Spitalului Raional se acomodează treptat la noile schimbări. Ieri au schimbat ferestrele, iar dimineața când am intrat era un pic neobișnuit, dar cred că în viitorul apropiat totul va fi bine. În total, în clădire se planifică să fie schimbate 20 de ferestre și ușile de la intrare. Potrivit președintelui raionului, lucrările vor fi finisate în decurs de 2 săptămâni.